Este 9 decembrie 2018 și aș dori să vă mai filmez câte ceva din orașelul Norvanta. Ne îndreptăm spre parculețul campus. Deci, e verde iarba în luna lui decembrie. Observăm acolo golf. Sunt trei numai fete. Joc. Mama, trei fete. Nu, că acolo sunt bărbați, nu? Au jucat golf, dar nu prea se vede. Aici e un stadion de baschet. Da, probabil că da. În golf. Cerul arată astăzi așa. Ceva normal pentru Anglia să fie și înnorat, și senin, și uneori chiar și soare, și ploaie cu soare. E ceva normal. Dar timpul e foarte plăcut. Undeva sunt vreo 8 grade, cam așa ceva. Am dorit și noi din soare și puțină zăpadă să se joace copiii. Dar vedem, în anul trecut, cam prin luna lui ianuarie, a căzut zăpada, cam undeva de vreo 5-6 cm. S-au închis școlile. Din ce cauză? Fiindcă aici nu sunt pregătiți de așa timp, fiindcă se consideră ceva ieșit din comun. Foarte rar poate să ningă. Pescăruși. Uite așa frumusețe. Așa sunt apartamentele. Sunt foarte puține în Northampton, de obicei prin centru. Dar aici, în regiunea Kingsthorpe, doar aici sunt așa apartamente și nu sunt mai în alte casele decât 3 etaje. Subliniez, 3 etaje. Când la noi sunt și cu 20-25. Deci așa. Mergem mai departe, da. Să găsim o cărăruie pe care să ne ducem la un teren de joacă pentru copilași. Iată așa ne plimbăm cu fetița mea frumoasă și a luat și căruciorul cu copșica. Не стоишь, а стоишь. Стоишь, свет родичека Коста. А стоишь, стай. Стай пелок, да? Я таить апартаменты, да, корреспондент. Ши. Натура. А шаком есть, не отец. Дикая природа, как сорспонят. Cerul. Păsările cântă. Partea asta totul e senin.
Dar aici vin niște nori. Iată, aici deja intrăm în parculeț. Puțin mai departe este terenul de joacă. Deci e un parc așa mai, să zic, îngrijit, dar natura e lăsată așa în voie ei să crească. Netronată e priroda. Aici când vii te simți ca în pădure. Nu știu cum. O să vă filmez de la terenul de joacă. Cam așa ceva. Parculețul campus Northampton, Marea Britanie. S-a înmurat deja. Aici timpul se schimbă foarte repede.